căror oameni de Dumnezeu har? Și aici înțelegem din nou ce este smerenia. Căror oameni de Dumnezeu har? Doamne, sunt neputincios. Am nevoie de har. Sunt slab. Am nevoie de har. Sunt slab ca predicator, sunt slab ca păstor, sunt slab ca prezbiter, sunt slab ca soție, sunt slab ca mamă, sunt slab ca tânăr, sunt slab ca tată, sunt slab ca afacerist, sunt slab ca om la locul de muncă, suntem slabi în toate privințele fără Dumnezeu. Slab suntem, limitați, păcătoși, neputincioși, nevoiași. Suntem niște cerșetori cu un Dumnezeu bogat și plin de har. Dar trebuie să ne vedem starea de cerșetori. Nu, ne descurcăm și fără Dumnezeu. De asta nu-ți dă Dumnezeu har. Că nu ajungi la starea de epuizare, la starea de neputință, la starea în care să-ți înțelegi nevoia. E un lucru atât de banal și de simplu, dar este de fapt esența întregii vieți. Este esența întoarcerii la Dumnezeu. Să ajungi la un moment în care să spui, sunt un păcătos, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Am nevoie de tine, Doamne. Bă, nu mai descurc o săptămână așa. Mă zice bine ăsta. E de acord cu ce zice el. Dar mai merg o lună așa. Asta e prostia absolută. Nu mai merge o lună așa, că tu de fapt mergi tot pe puterea lui Dumnezeu. Mergi tot pe resursele lui Dumnezeu. Numai mintea ta, iluzia ta că tu mergi pe puterea ta. Smerenia este ceea ce atrage harul lui Dumnezeu. Smerenia este binecuvântată cu harul lui Dumnezeu, că e logic. Smerenia este starea în care stai cu mâinile întinse înaintea lui Dumnezeu. E penibil să stai cu mâna. Să mă duc într-o zi la fratele Cristi sau la fratele Radu sau la fratele Sorsă. Bă, frate, să întind mâna ca un cerșetor. Bă, am nevoie, te rog frumos, ajută-mă. El se uită la mine, să face milă de mine și mă ajută. Da? Deci stare profundă de smerenie. Asta înseamnă să recunosc că am nevoie de ajutor.